Te salut și bine te-am regăsit la un alt video din seria celor 365 de video pe care urmează să le fac în decursul unui singur an, adică un video în fiecare zi. De data aceasta am să spun o metodă, o strategie, o informație prin care tu ai putea să trimiți prin fan curier și prin urgent cargus colete, plicuri, ce vrei tu, la cele mai bune prețuri pe care ai putea să le trimiți, fără să ai niciun contract cu niciuna dintre cele două companii de curierat. Și mai mult decât atât, poți să trimiți chiar și colete cu verificare. Da? Ce înseamnă colete cu verificare? Adică persoana respectivă, clientul tău, spune așa, în momentul în care primește coletul, să poată să verifice ce este înăuntru chiar, și tu să nu plătești absolut nimic. În general, chiar dacă ai contract cu fan curier, de exemplu, pentru că eu am un contract cu fan curier, în momentul în care eu aș fi vrut să trimit colet cu deschidere, în acel moment eu personal trebuia să plătesc această extra opțiune și transportul înainte ca produsul să ajungă la client. Adică chiar dacă era ramburs totul, eu tot ce trebuia să fac era să plătesc înainte ca clientul să poată să verifice coletul. E, această opțiune la fel este gratuită și nu plătești tu absolut nimic, costul acesta este zero. Bun. Ok, hai să spun ce trebuie să faci. Tot ce trebuie să faci este să îți creezi un cont de OLX. Mai exact, trebuie să îți creezi un cont OLX și să îți creezi AVP-ul de acolo. Cum se întâmplă asta? Foarte simplu. Îți creezi acest cont OLX care este gratuit în cazul în care nu ai deja. Nu trebuie să ai niciun produs pus la vânzare. Nu trebuie să livrezi produse pe care le ai listate pe OLX. Și trebuie să faci să ai un cont OLX, atât. După ce ți-ai creat un cont OLX, te duci undeva în dreapta sus, în meniu, și o să vezi acolo că scrie curier. În momentul în care bifezi curier, acolo o să se deschidă o fereastră unde tu deja poți să-ți creezi propriul tău AVB și să trimiți coletele pe care le-ai de trimis către diferiți clienți. Bineînțeles, cu plata ramburs, cu primirea banilor în contul tău bancar, sau poți să bifezi acolo să-ți trimită bănuții, să-ți vină bănuții tot prin fan curier într-un plic. Ai diferite opțiuni de primire a banilor ramburs, da? Asta e, trebuie să faci cont OLX și efectiv, crede-mă că ai cele mai bune costuri, mai bune decât cei care au contract. De exemplu, eu am un contract și am vrut să trimit un colet cu ramburs undeva la sat și transportul pe care mie mi l-a dat prin contract era de 76 de lei. În momentul în care am intrat pe OLX și am completat aceeași AVB, aceeași adresă, costul a fost de 23 de lei. Ca să vedeți diferențe uriașe de preț între cei care au contract și cei care creează AVB-uri prin OLX. De ce? Probabil cei de la OLX au negociat un preț foarte, foarte bun cu cei de la Fan Courier și cei de la Urgent Cargus, pentru că știu că se vor trimite exagerat de multe colete la nivel național. Așa și tu poți să profiți de această informație și în momentul în care vrei să trimiți colete la cele mai bune prețuri, la cele mai bune costuri, nu mai apela la alții care au contracte pentru un cost mai bun sau nu te mai duci să mai faci contract, fă-ți propriul tău AVB din contul tău de OLX și credem că vei avea prețuri extrem, extrem de bune. Acesta a fost video de astăzi, dacă ți-a plăcut poți să dai share, poți să împărtășești și la alți prieteni care crezi tu care avea nevoie de această informație. Tu ai primit această informație, este important ca și ei să primească această informație. În cazul în care vrei să te abonezi, să primești și alte videouri valoroase pe care urmează să le oferi în următoarea perioadă, îți recomand să faci cu tot dragul. Acesta a fost video de astăzi și ne vedem în video-ul care vor urma. Pa, pa!